Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, evenimentul din această seară l-am intitulat Sparge tiparele, cum să-ți rescrii personalitatea prin terapia schemelor. Eveniment prilejuit de apariția în colecția psihopractică a editurii Herald de cartea Sparge tiparele, Gita Jacob. Iar alături de mine trei invitați. Este vorba despre Roxana Nicolau, psiholog, psihoterapeut. Și aș vrea să dau citire unui, hai să-i spunem, un soi de mic testimonial pe care l-am găsit pe site-ul ei referitor la terapia schemelor. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, motiv pentru care mi-am și dorit cu acordul ei să-l redau. Văd natura umană dintr-o perspectivă cognitiv-comportamentală completată de o abordare de tip terapie focusată pe schemă și cred că pentru fiecare dintre noi modul în care am fost crescuți, iubiți și apreciați în copilărie are un rol crucial în viața noastră de adulți. Cred că fiecare dintre noi poartă cu el un copil vulnerabil care a crescut în diferite strategii de apărare împotriva suferinței și a durerii. Pe noi, unii dintre aceste strategii ne aduc în impas în viața de adult și nu mai reușim să facem față durerii ca în vremea copilăriei. Deși confruntarea cu propria vulnerabilitate ar putea să fie o sarcină dificilă, poate de asemenea să fie și o experiență de vindecare. De ce am ajuns să mă simt sau să fac asta? Se transformă în ce suferință mă aduce și ce suferință mi-aduce ignorarea propriilor nevoi, cer scuze, și în cum anume mă pot vindeca, dar mai ales în cum pot învăța să mă iubesc și să mă apreciez. Cel de-al doilea invitat, Lucian Negoiță, psihoterapeut principal, formator și supervisor al Asociației de Hipnoterapie și Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală, terapie strategică, hipnoză ericksoniană, formări complementare în terapii scurte centrate pe resurse și soluții, doctor în științele educației în cadrul Universității din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și colega mea, Gabriela Denis, psiholog, psihoterapeut, senior editor la editura Herald și coordonatorul colecției Psihopractica, carte în care a apărut, colecție în care a apărut cartea pomenită puțin mai devreme. Aș vrea pentru început să o rog pe colega mea, pe Gabriela Denis, să ne vorbească puțin despre importanța acestei colecții, Psihopractica, despre cărțile din această colecție, de ce sunt utile nu doar specialiștilor, dar și publicului larg, pentru că sunt scrise într-un limbaj foarte, foarte accesibil, cui se adresează și, bineînțeles, cum ne pot ajuta aceste cărți din această colecție. Gabi? Bună seara! Mulțumesc foarte mult invitațiilor că au venit în seara aceasta alături de noi. Pentru a prelua ideea ta, colecția Psihopractica are într-adevăr un public variat, în care vedem incluși atât specialiștii pentru a-și obține informații atunci când au nevoie de acestea și vor să le obțină într-un mod mai facil, structurat. Colecția Psihopractica aduce prin cărțile pe care le propune foarte multă structură. Sunt cărți în care găsim sistematizată foarte bine informația de către specialiști în domeniu, de către psihoterapeuți validați la nivel internațional, cum este, de exemplu, Babette Rothschild, cum este Gita Jacob, specialiști în domeniile lor, cum este Anne Scott, care este specialistă în domeniul stresului. Sunt cărți care apoi folosesc specialistului pentru că pot fi recomandate clientului în cabinet. Fiind informația prezentată sistematic, totodată este prezentată într-un mod simplificat pe alocuri pentru înțelegerea directă a unui neinițiat
apreciat în domeniul psihologiei și al psihoterapiei. Furnizează informații structurate și de tipul pastilă, de genul acelor informații pe care câteodată chiar ai nevoie să le auzi puse așa, într-un mod percutant și concentrat, ca să-ți dai seama că tot ce ai auzit de la terapeutul tău, tot ce ai lucrat cu terapeutul tău în cabinet este... Îți vine acel aha, un moment în care realizezi, da, uite, a avut dreptate terapeutul meu, chiar așa stau lucrurile. Și atunci aceste cărți din colecția psihopractica, bineînțeles, sunt adresate publicului larg, oamenilor care suspectează că au unele probleme, suspectează că oamenii din jurul lor pot avea unele probleme și își dau seama că ele pot fi rezolvate. Fiindcă cu toții ne lovim de probleme în viața noastră, toți știm că nu ne merge întotdeauna bine, câteodată ne simțim mai deprimați, câteodată suntem euforici, câteodată viața are suișuri și coborâșuri, trecem prin pierderi, traume, încercări, examene ale vieții, dar un lucru foarte important pe care îl realizează cititorul colecției psihopractică este că problemele au rezolvare și că, de fapt, este util, mult mai ieftin, mult mai simplu să apelezi la un specialist, să apelezi la un terapeut, pentru că încercând tu să rezolvi toate pe cont propriu, s-ar putea să nu realizezi că mai mult intri într-un cerc vicios și nu poți cumva să capeți o perspectivă față de propria ta problemă. Rămâi în aceeași problemă în care ruminezi în continuu și în care încerci tot timpul să găsești soluții, nu știu, alunecând cumva pe deasupra ei. Pe când un specialist, un terapeut, te poate ghida, te poate duce acolo unde, de fapt, a început problema ta și poți, utilizând anumite tehnici bine structurate, tehnici care au fost îndelung studiate, care au fost gândite tocmai în relația terapeut-client, tocmai gândite de acești oameni care au încercat în nenumărate rânduri să ajute clientul care vine în fața lor cu o problemă nestructurată, au încercat să găsească acel miez, acea substanță, acea esență a terapiei și tehnica prin care ei pot până la urmă să-i ajute pe ceilalți. Tehnicile din cabinetul de psihoterapie uneori sunt intuitive, uneori mai puțin intuitive, pot fi înțelese citind aceste cărți din colecția psihopractică, de exemplu, dar a le practica singur acasă nu este neapărat un lucru ușor și nu o să-ți aducă neapărat acele avantaje pe care sper că le poți obține. Este mult mai eficient să ajungi în cabinetul terapeutului. Asta este mesajul colecției psihopractică. Cărțile din colecție caută să atingă subiecte cât mai diverse. Am plecat de la problema traumei, fenomenul bullying. Avem o carte dedicată stresului și strategiilor de preîntâmpinare a stresului destructiv. Avem cărți destinate tulburării de personalitate borderline și de o parte și de alta, în sensul că în aceste cărți atât persoana care are nevoie să-și gestioneze aceste emoții copleșitoare care îl asaltează în cazul unei structurări de personalitate mai degrabă de tip borderline, dar și persoana care trăiește cu astfel de persoană, cu o personalitate de tip borderline, poate să găsească informații foarte utile și să înțeleagă, în primul rând, modul de funcționare al unei astfel de personalități borderline, care este, să spunem așa, în ultimul timp considerată tulburarea de personalitate a momentului. Iar acum aducem în fața dumneavoastră această carte, care este scrisă de o autoare germană. Mie nu mi se pare întâmplător, pentru că germanii au această gândire foarte structurată și au această capacitate de a structura foarte bine informația și de a aplica tehnici foarte punctuale și foarte eficiente. Iar Gita Jakob, unul din cei mai influenți psihologi și psihoterapeuți germani ai momentului,
este totodată vicepreședinta Societății Internaționale pentru Terapia Schemelor. Am să-i las pe invitații mei din seara aceasta să prezinte terapia schemelor, să vorbească mai mult despre ea. Deși sunt specialiști în terapia schemelor, cu formare internațională, cu acreditări și cu foarte multă experiență în domeniu. Mulțumim mult, Gabriela Denis. Roxana Nicola, ce este până la urmă terapia schemelor și cu ce vine ea în plus sau ce are nou față de terapia cognitiv-comportamentală? Terapia schemelor este considerată o terapie de valul al treilea. Cumva din ultimele tipuri de terapii destul de mult studiate și cu evidență based și introduce ideea că nu degeaba la un moment dat în viață începem să constatăm că lucrurile ni se întâmplă după anumite tipare. Avem cam aceleași reacții în fața unor anumite tipuri de personalități, sfârșim prin a intra în relații nu foarte potrivite pentru noi, sfârșim prin a fi părăsiți, sfârșim prin a reacționa poate cu o furie, cu un nivel de furie exagerat și exact asta explică cartea, că avem în spate destule dovezi științifice și explicații care ajută cititorul să înțeleagă băi, da, uite, de asta mi se întâmplă mie lucrurile astea și nu numai că îi ajută să înțeleagă că se întâmplă, dar le dă și le oferă un ghidaj ce ar putea să facă pentru a flexibiliza aceste tipare după momentul conștientizării. Lucian Negoiță. Folosiți în cabinet terapia schemelor? Folosim și terapia schemelor de mulți ani, aproape 10 ani. Noi aplicam pe vremea când nu erau cărți traduse, învățam așa pe sumână, cum se spune. Abordăm și folosim acest gen de terapie, în special în cazul tulburărilor de personalitate, așa cum ați specificat și voi, dar vă rog să nu facem geloși narcisici. Gabriela vorbea de tulburarea borderline. Aplicăm și în cazul tulburărilor de personalitate narcisice, dar și în celelalte clustere, obsesiv-compulsive, histrionice. Aplicăm și ne bazăm și pe relația terapeutică și o mică diferențiere aici. Dacă în trecuturi, în anii 50, Carl Rogers și ceilalți adepți ai psihologiei pozitive acordau poate excesivă atenție acceptării necondiționate, empatiei, colegii din terapia schemelor cognitive ne-au învățat și pe noi că o relație terapeutică eficientă presupune și stabilirea unor limite sănătoase, să nu acceptăm orice comportament al omului venit în terapie, tocmai pentru a-l ajuta să-și însușească și anumite limite și, cum spunea și Roxana, să spargă anumite tipare disfuncționale, poate anumite mecanisme de autosabotare. Să nu uităm că această formă de terapie are la bază integrată și teoria atașamentului și dincolo de privațiuni, de abuzuri fizice sau emoționale, terapia schemelor cognitive abordează și, să spunem, exagerările în partea de parenting, pe românește mă refer la răsfăț, când este prea mult și atunci pot exista comportamente disfuncționale și emoții, toleranța la frustrare poate nu este suficient antrenată, pot apărea provocări inclusiv în relația terapeutică, nu doar în relațiile omului în viața de zi cu zi. Aș mai completa. Chiar dacă atunci când a început Jeffrey Young a dedicat acest tip de terapie tulburărilor de personalitate, în ultimii ani Arnold Ant de la Universitatea Maastricht din Olanda a ajutat la
dovedirea faptului că este un tip de terapie transdiagnostic și în ultimii ani a fost folosit foarte mult și pentru tulburările de axă 1, este studiat și sunt destule dovezi că dă rezultate în, mai ales în terapia de cuplu, pentru că are o modalitate destul de simplă și de structurată de a le arăta partenerilor din cuplu cum pică de fiecare dată în aceleași capcane și au același tip de interacțiune și cumva le recomandă oprirea acestui ciclu vicios ca prim pas în vindecare și în restabilirea echilibrului în cuplu. La fel este studiată și sunt deja direcții de dezvoltare în aplicarea pe grupuri și în aplicarea terapiei cu copii și adolescenți. Are legătură, cum spunea și Roxana, tiparele noastre disfuncționale pe care le perpetuăm în relațiile interumane, fie că vorbim despre cele cu copiii noștri, cu partenerii de cuplu, cu părinții noștri, au legătură cu stilurile de atașament din copilărie? Mulțumesc, mi-ai ridicat mingea la fileu, acum aș putea să te închid, da. Bineînțeles că are legătură doar cele la baza acestei forme de terapie este teoria atașamentului, printre alte abordări. Dacă suferim în copilărie deprivări, dacă nu ne sunt satisfăcute acele nevoi emoționale bazale, îngrijire, securitate, protecție, afecțiune, avem toate șansele ca în restul vieții noastre să ne bucurăm în ghilimele de declanșarea unor comportamente prin care vom încerca să ne satisfacem acele nevoi. Și când mă refer la comportamente, trebuie să pomenim așa și celebrele coping-uri care pleacă din amigdală, din creierul emoțional. Luptăm, înghețăm sau fugim, evităm. Câți dintre noi uneori nu alegem să ne refugiem, poate în anumite comportamente, adicții, sau câți dintre noi nu suntem prieteni, cum spunea și Roxana, în terapia de cuplu, câți dintre noi nu suntem prieteni cu acele comportamente agresive, de a provoca, de a pedepsi. Așadar, și noi considerăm că, într-adevăr, terapia schimbărilor cognitive are o legătură cu traumele din atașament, însă aș puncta nu doar cu traumele din atașament, nu doar cu ceea ce înseamnă deprivări, lipsă sau abuzuri, ci și când e prea mult, vorbim poate de o hiperprotecție, orice exagerare aparține patologiei. Gabi, aș vrea să te întreb cum putem scăpa de aceste tipare disfuncționale? Mergând la psiholog. Mulțumim, ne-ați invitat să ne faceți reclamă. Colegiul psihologilor ar trebui să vă dea acel. Da. Este foarte greu să conștientizezi tu de sine stătător citind o carte sau, nu știu, ascultând o emisiune sau discutând cu un prieten care sunt problemele, unde ai tu o schemă, unde ți se activează ție un anumit răspuns automat, unde ai tu un răspuns condiționat, de unde vine anxietatea ta, mai ales dacă nu e o fobie, ceva legat concret de un stimul care, de ceva care te sperie. E greu să-ți dai seama, măi, dar eu de ce am un atac de panică în clipa asta? Adică multe lucruri par ușoare dacă le privești din exterior, dar când le trăiești atunci, lumea ta se micșorează. Ești prins în bula ta. Și cred că este cel mai greu, așa cum spunea și Jung despre vise, să-ți interpretezi propriile vise. La fel este foarte greu să-ți interpretezi propriile simptome. Și să fii tu cu tine terapeutul tău, tu cu tine clientul tău, să poți tu să gestionezi problemele, provocările din viața ta într-un mod, nu știu, oarecum autist, să spun așa. Nu mi se pare o cale. Când ai un interlocutor, nu știu dacă tehnica pe care terapeutul o aplică, nu știu dacă atât de mult
faptul că el îți, nu știu, de fapt e foarte important că el structurează informația și îți arată, caută pe firul logic unde anume a început problema ta, ce anume a declanșat anxietatea ta, ce experiență proprie, poate din copilăria ta a stimulat tot acest proces patologic până la urmă în dezvoltarea ta. Dar tu să stai în oglindă și să privești și să te gândești, nu știu dacă e. De-aia facem reclamă psihologilor până la urmă, fiindcă este nevoie de ei și cumva societatea românească a conștientizat foarte târziu lucrul ăsta. Iar eu colecțiile acestea de psihoterapie pe care le coordonez la Etura Herald de 7 ani de zile și unde încerc să aduc toate aceste titluri noi, din acest motiv le fac, fiindcă societatea românească a conștientizat greu că nu, economiștii nu pot să-ți rezolve problemele psihologice, nu, sociologii nu pot să trateze anxietatea și în școală profesorii nu fac față cu problemele copiilor. Este nevoie de consilier școlar, este nevoie de psihologi în spitale, este nevoie de psihologi în cabinetul lor care știu să facă meseria lor. Aș completa puțin ce a spus colega mea. Terapia schemelor, terapia cognitiv-comportamentală clasică, introduce un element nou, elementul de reparentare limitată sau limited reparenting, ceea ce cumva se traduce cam așa. În limitele etice ale terapiei și ale relației terapeutice, pentru o anumită perioadă de timp, terapeutul este pentru tine acel model de good enough parent și îți oferă o oglindă pe care părinții sau alte persoane de atașament nu ți l-au oferit. Evident că oamenii ar putea să gândească că, ok, n-am nevoie de o mamă sau un tată, am și eu acasă. Nu despre asta este vorba, ci despre faptul că, și aici mă întorc la ce a spus Bobby, ceea ce nu putem să-i spunem mamei, nu putem să ne spunem nici nouă. Adică ne lipsește insight-ul și conștientizarea faptului că poate sunt deprivat emoțional, că nu știu cum să mă relaxez, că nu știu cum să mă bucur. Lucian Egoiță, ce fel de oameni beneficiază cel mai mult de tratamentul prin terapia schemelor? Cei care își doresc și care sunt asumați și care nu mai sunt în negare, în primul rând. Cei care au răbdare, cred în noi, în munca noastră. Așa cum spuneați și voi, nu suntem răniți singuri și nu putem să ne vindecăm singuri. Dincolo de aceste instrumente oferite de această carte, e nevoie de o relație în care să dezvoltăm încredere și să reparăm ceea ce a fost stricat cândva. Terapia schemelor cognitive a introdus acest concept de scheme cognitive. Ce sunt schemele? Sunt acele tipare cognitive, comportamentale, care ni se declanșează în viața de zi cu zi, atunci când poate ne sunt deprivate anumite nevoi, când simțim anumite frustrări și intrăm așa într-o trecere în act, poate agresivitate, furie sau poate izolare, evitare. Chiar și astăzi mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație și creierul meu emoțional să confrunta cu alte scheme, poate cu teama de eșec, poate cu standarde nerealiste sau perfecționism, cum le mai spunem. Adică fiecare moment din viața noastră poate să fie un mod în care să lucrăm pe aceste capcane, condiția să le conștientizăm, să știm despre ce e vorba, ce vine către noi și să începem încet, încet să acționăm. O las pe Roxana să povestească mai mult despre modurile, acele instanțe interioare prin care se manifestă aceste capcane sau tipare disfuncționale. Scuză-mă, poate aveai o altă întrebare pe listă, dar îmi permit să o rog pe Roxana. Poate nu știți, dar Roxana este membru fondator, președinte, vicepreședinta Institutului Român de Schema Therapy. Surprise! Cumva ca o completare, cartea mai aduce
introduce un concept pe care clienții noștri îl înțeleg foarte ușor. Familiaritatea. Da? Noi am fost iubiți într-un anumit fel. Reacționăm la același tip și la același fel de a fi iubiți, de regulă ca cel pe care l-am primit de la persoanele de atașament. Și de aici cumva și explicațiile date de chimia schemelor. Interacționăm și cumva ne legăm de persoane cu care schemele noastre au o anumită chimie. Acum, partea legată de scheme ține mai mult de a înțelege ce ni s-a întâmplat, de a ne explica partea din trecut și de a ne ghida, să zicem, ne oferă un fel de steguleț roșu în prezent. Uite, acum ai putea să pici în această capcană. Ceea ce spunea Lucian mai devreme este că pe lângă aceste scheme există și conceptul de moduri sau de feluri în care noi reacționăm în momentul în care aceste scheme se activează. Sunt oameni care, atunci când cred că vor fi părăsiți, se agață cu putere de partener, sau sunt oameni care, atunci când detectează sau schemele lor le sugerează că ar putea să fie părăsiți, au cumva reacția de a pleca ei înainte din relație, pentru că așa au făcut și în trecut. Și înțelegerea acestor părți din noi și felul în care aceste părți răspund la activarea schemelor ajută cumva clientul în viața de zi cu zi, pentru că, să fim serioși, oamenii vin în terapie de cele mai multe ori o oră pe săptămână. Este jumătate psihoeducație, jumătate lucru experiențial destul de emoțional, dar ceea ce li se întâmplă lor cu adevărat și activarea este acasă. În momentul în care încep să-și dea seama și în momentul în care reușesc să identifice, asta mi se întâmplă acum, dacă mă apăr și dacă am intrat în această strategie, cel mai probabil am perceput o amenințare, doar că nu sunt conștient de ea. De ce mi este teamă acum? De ce mă apăr? De ce fug? De ce aș vrea să atac? Și mai mult de atât, cel puțin în terapia de cuplu sau în relațiile cu copiii sau părinții noștri, ne oferă o perspectivă obiectivă asupra ceea ce face cealaltă persoană, pentru că și cealaltă persoană are propriile capcane și propriile moduri în care reacționează. Da? Adică, ok, nu este neapărat despre mine, ci este despre ce a trăit persoana respectivă și de ceea ce percepe prin interpretarea comportamentului meu. Ceea ce mi se pare destul de util. Adică le dă un instrument. Gabi, putem trăi, și am mai pus această întrebare în cadrul unei emisiuni, putem trăi cu o traumă? Putem trăi cu o traumă în fază latentă și ea să se reactiveze cumva în relațiile noastre interumane în urma unui stimul? Cred că toți trăim cu o traumă. Da. Aș defini întâi trauma. Trauma nu este neapărat un eveniment traumatic care ți se întâmplă în sensul în care îl percepem, nu știu, la modul general, un accident de mașină, de exemplu, sau, nu știu, faptul că ți-a murit cineva drag într-un moment important al vieții. Astea, într-adevăr, sunt traume pe care le poți vedea, pe care le poți înțelege, dar ce se întâmplă în persoana respectivă este mai important. Ce se întâmplă cu persoana care trece prin acel eveniment este mai important decât evenimentul traumatic în sine, pentru că, de fapt, trauma este acea trăire pe care omul o are că nu face față, că este copleșit de ce îi se întâmplă, că a pierdut controlul, intră, de fapt, în acel răspuns automat de luptă, fugi, îngheață, și s-a constatat în urma studiilor și în urma multor mărturii pe care le aduc terapeuții din lucru cu persoanele traumatizate, că, de fapt, răspunsul care este specific traumei este răspunsul de îngheț, care înseamnă feign death, adică acea moarte simulată, acea moarte falsă. A fost comparată cu
reacția șoricelului când este prins de pisică. El îngheață, se preface mort, în speranța că pisica, care nu mănâncă animale moarte, îl va lăsa în pace și va fugi. Aceeași reacție o au și oamenii. Iar cei mai predispuși la astfel de răspuns de îngheț sunt copiii și persoanele vulnerabile. Că vorbim de femei în anumite contexte de agresiune, atunci când agresorul este mai puternic sau situația de viață este prea complexă, sau că vorbim de bărbați aflați în situații vulnerabile. Ei suferă au această reacție în care sunt copleșiți emoțional, moment în care ce se întâmplă în hipocampul lor este că sunt absolut deconectați, hipocampul este scos din funcțiune, astfel că evenimentul traumatic este trecut pe o linie paralelă, să spun, este procesat în memoria implicită, aceea în care nu folosim cuvinte, nu avem o repere temporale și atunci cumva nu avem nici o amintire concretă, de multe ori nu ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în momentul traumatizant. Normal că trauma rămâne acolo și este posibil să avem sentimentul că am trecut peste momentul traumatic pentru că ne-am revenit, uite, mergem pe stradă, vorbim cu oamenii din jurul nostru, am lăsat deoparte peste o săptămână, două, trei, am lăsat deoparte evenimentul traumatic, nu mai avem reacții de tremurat, nu mai visăm noaptea, putem să avem senzația că ne-am revenit și că am trecut peste momentul acela fără nicio problemă. Se poate întâmpla ani de zile mai târziu să ne aflăm într-o situație similară unde un anumit element care a fost reținut în memoria aceasta implicită, în memoria aceasta în care nu avem cuvinte și stocăm mai degrabă asociații de senzații, mirosuri, gust, o senzație fizică, un flash de lumină care ne-a trecut atunci prin fața ochilor, ceva ce ne aduce aminte de agresor, pur și simplu o senzație fizică, într-un nou eveniment să avem o senzație similară. Să declanșeze reacția. Și declanșează toată amintirea traumei. Ceea ce se întâmplă, în schimb, este că în momentul acela persoana care într-adevăr a fost traumatizată are aceea senzație de rupere temporală, de rupere de context și reintră în acel proces, în acea stare pe care a experimentat-o inițial în traumă. Așa aș putea să răspund la întrebarea ta. Sper că și... Mulțumesc foarte mult, Gabriela Denis. Lucian Negoiță. În testimonialul primit de la dumneavoastră, pe marginea cărții Sparge tiparele, spuneați că vă place această carte pentru că este o carte scrisă cu mai multe obiective în minte, care în cele din urmă ne ajută să ne schimbăm. De ce ați recomanda această carte cititorilor? Și nu numai, cum spunea și Gabi la început, nu doar specialiștilor, ci și publicului larg. Așa cum menționai și tu, Sorin, în primul rând pentru echilibrul ei, pentru echilibrul autoarei între a gestiona și a-și conduce eforturile atât către partea de conștientizare, către trecutul pe care îl avem fiecare și către modul în care ni s-au format acele tipare cognitive sau comportamentale. Și știm că într-o terapie este util, pe de-o parte, focusarea pe trecut pentru a înțelege și a conștientiza emoțional de unde vin, să spunem, traumele, suferința emoțională, comportamentele dezadaptative. Însă, în același timp, îmi place că autoarea a pus la îndemână cititorilor și a noastră și o serie de exerciții, exerciții imagerie, exerciții de expunere, cel lucru cu modurile, cum preciza și Roxana, sunt tehnici adaptate pentru suferințele copilului vulnerabil, poate pentru copilul impulsiv sau indisciplinat, sau pentru a reduce acele instanțe parentale, părintele critic, exigent sau părintele punitiv. Acest balans între conștientizare și acțiune, acțiuni diferite, mi se pare un plus pentru această carte și de aceea vă mulțumim pentru
colecția voastră cărți practice și nu m-aș rezuma doar la aceasta, aș aduce în discuție, așa cum precizați, poate și cartea terapii dialectic-comportamentale, cea pe, pe tratarea tulburărilor personalitate. Au acest, să spunem, plus față de alte cărți psihoterapie care pun un accent excesiv pe conștientizări, au un acest plus de a oferi niște structuri, niște direcții și niște exerciții care pot fi făcute în, de către noi, de către fiecare om și mai ales, cum spunea și Roxana, și în viața liberă, dincolo de cabinet. Sigur, cu îndrumare și susținere din partea noastră. Și o ultimă întrebare pentru, pentru Roxana. Aveam în minte ideea sau conceptul de copilul vulnerabil, apropo de ce spunea mai devreme Lucian Negoiță, și sunt niște sintagme foarte des folosite, copilul interior, drama, copilul interior, copilul vulnerabil. Este un, putem să-l numim un tipar sociocultural, disfuncțional, faptul că societatea, să spunem că ne învață să nu ne arătăm vulnerabilitățile. Și aici mă gândesc la, la copii și mai ales la băieți, băieții traumatizați, da? Poate în primii ani de, de școală, când, când toate slăbiciunile și vulnerabilitățile lor, emoțiile lor nu sunt înțelese de către părinți sau de către cadrele didactice. Nu ai voie să fii prea sensibil. Sau nu ai voie să plângi. Nu ai, cum? Tu ești băiat, nu ai voie să plângi. Ești fetiță? Exact. Băieții nu se joacă cu păpușele, fetele nu se joacă cu mașinuțe. Mă rog, între timp s-au mai schimbat puțin și cumva cultura noastră a mai primit așa niște influențe din vest. Da, factorul societate și factorul cultural este foarte important. Poate să fie un factor care precipită apariția unei probleme sau agravarea unor tipare disfuncționale, poate să fie cauza de apariție a acestor comportamente. Însă și mai important, nu neapărat societatea, ci felul în care oamenii interiorizează aceste reguli din societate, aceste principii, poate uneori o modalitate rigidă de a te raporta din, aș putea să spun, din experiența de cabinet și bănuiesc că Lucian poate să confirme, suntem, noi românii suntem un popor care nu prea știe să relaxeze, să se joace și să se bucure. Și poate că cartea ne învață cum să ne uităm poate la copiii noștri și să trăim așa o a doua copilărie și să ne conectăm cu ei, să uităm de povestea aceea cu copilul se pupă doar în somn, da? Sau nu ți-a ales slăbiciunea pentru că ți se urcă în cap copilul. Da? Copiii sunt la vârstele mici sunt vulnerabili, pentru ei părinții sunt totul ca univers al atașamentului. Faptul că îl învățăm să fie mai inhibat emoțional îi va dăuna în viața de cuplu, îi va dăuna când va fi părinte. Poate că va fi un om suficient de funcțional în societate, va câștiga niște bani, va avea un job, dar costurile pe care le va plăti, cel puțin în termen de relații, vor fi imense. Mulțumesc foarte mult, Roxana Nicolau. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi la acest eveniment, Sparge tiparele, cum să-ți rescrii tiparele de comportament prin terapia schemelor. Prilejuit de cartea Citei Jacob, cartea Sparge tiparele, apărută în colecția Psihopractica, la editura Herald. Alături de mine au fost Gabriela Deniz, Roxana Nicolau, Lucian Negoiță. Le mulțumesc foarte mult și vă invităm la următorul nostru eveniment, tot aici la stadul editurii Herald, începând cu ora 19, Alchimia internă chineză. Mulțumim! Mulțumim.